Bun găsit, dragi prieteni, cu o nouă emisiune, Interviurile AS Live. Sunt Lucian Dimitriu, suntem într-o zi de miercuri, este ora 14 și 3 secunde. Pandemia contraatacă în continuare. Noi continuăm discuția împreună cu invitatul de acum permanent al emisiunii noastre, profesorul Silviu Suriță, despre marile secrete mondiale, atât cât ne putem permite noi să le dezvăluim. În cel de-al doilea episod vom vorbi, la propunerea profesorului Silviu Suriță, despre cenzură, secrete și dezvăluiri. Silviu, bun venit la o nouă provocare în cadrul interviurilor AS Live. Bună ziua, Lucian! Bună ziua, telespectatorilor Radio AS! Mă simt onorat de invitație și îți mulțumesc, Lucian, pentru invitație. Silviu, este cea de-a doua emisiune pe care încercăm să o realizăm împreună. După părerea mea, prima a fost o reușită. Am să te întreb dacă ai avut vreun feedback de la ascultătorii emisiunii vis-a-vis de ceea ce ai spus tu în cadrul primei emisiuni în care noi am atacat subiectul viață extraterestră, secrete și așa mai departe, despre care se știe. Da, am avut și mesaje private și discuții, în special cu persoane care sunt cunoscut, prieteni, care eu am mai discutat de altfel aceste teme, aceste subiecte și am fost rugat să ofer mai multe informații despre anumite chestiuni, și anume cenzură, modul în care se pot păstra asemenea secrete, accesul la informații sensibile, martori, organizații, persoane contactate. Cumva emisiunea de astăzi vine ca o continuare a emisiunii de data trecută, cu mai multe detalii și intrăm în mai multe aspecte. Mă văd nevoit, nu știu, cumva mă simt dator, Silviu, să le atrag atenția celor care ne ascultă, celor care ne urmăresc acum sau care ne vor urmări, vor privi emisiunea de câte ori vor dori domniile lor, vor accesa această emisiune, că noi nu încercăm să speriem pe nimeni, nu încercăm să semănăm neghina și ura, nu atacăm subiectele de maximă actualitate din prezent, ci doar spunem o realitate așa cum o percepem noi, așa cum o știi tu din studiile pe care le-ai făcut, din ceea ce ai citit, și lucrurile trebuie privite ca atare. Spunem deci un adevăr, spunem că ar putea fi așa, ar putea fi și așa. Deci nu impunem nimănui ceea ce noi afirmăm în emisiunile care, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să fie cât mai multe. Spuneai după prima emisiune, mi-ai spus că vrei să urmărești în reluare ca un spectator critic. La ce concluzie ai ajuns? Asta ca să avem și feedback-ul de la persoana intervievată. Le mulțumesc urmăritorilor Radio AS pentru interesul arătat față de această temă, în special, pe care eu și anfitrionul emisiunii, Lucian, v-am oferit o data trecută. Noi ne-am propus o emisiune care să fie interesantă, incitantă, educativă și care să aibă o reverberație așa în plan social. Urmăritorii Radio AS, prin feedback-ul acordat, ne încurajează să realizăm astfel de emisiuni și pe viitor. Dacă unele întâmplări sociale par de neînțeles, pentru că par așa niște fapte, întâmplări, evenimente care au loc în mod disparat și nu prea le vedem înțelesul, această emisiune cu siguranță va fi de folos în a decripta intențiile unor grupări din umbră care doresc să-și pună în practică ideologia tiranică prin metodele ingineriei sociale avansate și nu numai. Așa cum am precizat și anterior, subiectele emisiunii de astăzi se vor derula ca o continuare a discuției trecute, așa încât avem o rugăminte și eu și cred și Lucian, cei care nu au urmărit prima parte, cea de săptămâna trecută, sunt invitați să o facă pentru a avea un tablou mai exact a acestor teme, subiecte. Noi ne propunem să oferim acelor întâmplări, evenimente, fapte care par disparate o imagine de ansamblu, să le dăm un sens, prin prisma unor declarații politice, a unor evenimente care se leagă, au legătură între ele.
Dar pentru a vedea această legătură, bineînțeles, sunt necesare mai multe condiții. În primul rând, trebuie să cunoști foarte multe din istoria contemporană, deci să spunem cel puțin ultima sută de ani. După aceea trebuie să fii familiar cu diferite culte, secte, grupări religioase care au legătură cu acest aspect. Trebuie să mai fii un pic inițiat și în domeniul acesta tehnic, să știi ce s-a făcut, ce este în pregătire, ce mai există prin laboratoarele lumii. Dacă telespectatorii noștri au mai făcut și armata, ei pot înțelege și mai multe aspecte despre secrete, despre cum se dau comenzile, ordinele, după cum se lucrează în armată, într-o organizație militară sau paramilitară. Dar la bază sunt aceleași lucruri, aceleași procedee. Și mai mult decât atât, mai trebuie și cunoștințe de limba engleză, pentru că toate aceste informații sunt discutate cu marturi care apar la prima mână, ca să spun așa, în special din Statele Unite. Bineînțeles, este o bibliografie întreagă, publicată de oameni care au fost recunoscuți inclusiv academic, chiar dacă cu chiu cu vai, pentru că mediul academic este reticent. Nu prin prisma faptului că nu s-au dovedit anumite lucruri, ci pentru că nu vrea să se lege la cap cu ceva care nu le-ar aduce recunoaștere profesională, ci din contră, ar fi cumva marginalizați. Și mai e nevoie încă de o chestiune, trebuie timp pentru aceste lucruri să le studiezi. Adică nu e o lectură doar a unei cărți, 2, 3, 10 cărți, sau să asculți 3, 4, 5 interviuri cu persoane implicate în aceste proiecte. Îți trebuie ani de zile, doar așa poți să cunoști în detalii anumite organizații, anumite persoane, să știi dacă ce spun ele e adevărat sau nu, dacă într-adevăr pleacă de la o anumită realitate, dacă au fost implicate în anumite subiecte. Pentru că nu e ceva foarte clar și atunci ai nevoie de putere de discernământ. Ori lucrurile se cern în timp. Și când spun timp, cred că data trecută am spus, când am avut eu cam primul contact prin anii 80, dar așa în mod sistematic, studiul acesta pe care eu îl fac ca pasiune în timpul liber, e de prin 90. Și având și șansa să ajung în Statele Unite și să cunosc anumite persoane cu preocupări asemănătoare, să le spun, am putut avea un schimb de informații foarte interesant. Unele lucruri le putem dezvălui, despre unele lucruri chiar am scris, am publicat anumite cărți, alte lucruri le putem dezvălui doar unui grup așa mai inițiatic, să-i spun, din anumite motive, și alte lucruri se pot spune public. Vedeți că și, de exemplu, dacă luăm în considerare guvernul nostru, sunt foarte multe secrete, nu sunt aduse la cunoștință, chiar informații care ar trebui să fie aduse publicului. Gândiți-vă ce înseamnă să ai de-a face cu aceste organizații militare, paramilitare, societăți secrete, care practic nu răspund juridic în fața nimănui. Și noi o să lămurim aceste aspecte așa ușor, ușor și pe parcursul acestei emisiuni. Ca să înțeleagă deci telespectatorii că noi încercăm să le oferim imaginea de ansamblu. Adică am luat niște piese de mozaic, le punem cap la cap și încercăm să oferim o imagine exactă. Desigur că la această imagine trebuie să lucrezi foarte mult în timp. Acum m-am uitat și mă văd și eu în imagine, îmi văd cămașa în carouri și... că pomeneam de mozaic. Așa, gândiți-vă că fiecare informație o luăm piesă cu piesă și o punem ca să ne apară ceva. Un model de comportament a unor indivizi care stau în umbră, practic. Nu se afișează. Ei lucrează prin alții. Și pare cumva că n-are nicio legătură. Dar evenimentele, v-am spus, trebuie luate cel puțin 100 de ani, dacă nu și mai mult înainte, și studiate. Pe multe aspecte. Asta necesită timp, Lucian. E foarte dificil pentru cineva care are serviciu, familie, probleme, dar e implicat în tot felul de activități sociale să-și dedice timp și trebuie să ai și răbdare și perseverență, să ai acces și la materiale. Pentru că lumea asta, la un moment dat, deci nu îți permite accesul decât la un anumit nivel. Noi suntem mici și ce am aflat încercăm să împărtășim cu telespectatorii Radio AS ca să aibă și această imagine de ansamblu. Cred că am... Și discutam și mai înainte de a intra în emisie cu tine, Silviu, și pentru că tema de astăzi, unul dintre
subiectele pe care, de care ne vom lega este cenzura. Chiar noi înșine ne autocenzurăm, cum spuneam, discutam că doar câte știm noi la nivelul nostru și dacă am spune, am speria poate lumea. Și iată că intervine și autocenzura la nivelul nostru, dar aminte la nivele mult mai înalte. Și al doilea punct la care m-am gândit acum în timp ce tu prezentai, mi-aduc aminte prima carte pe care în domeniul ăsta pe care am citit-o, eram prin clasa a 6-a sau a 7-a, sper că mi-amintesc bine titlul, de Dan Apostol, deocamdată Enigme. A fost prima carte, se găsea foarte, foarte greu, după aceea mi-a picat în mână, am găsit-o aruncată într-un colț de anticariat și am achiziționat-o. Dar atunci știu că era foarte, o avea o mătușă de-a mea luată de prin Timișoara și circula așa printre noi cu foarte mare dificultate, o puteai prinde și ți se împrumuta așa pe o perioadă limitată. Trebuia să o citești repede și oricum erau niște chestii inedite pentru acele timpuri. Iarăși o carte interesantă care s-a scris în timpul comunismului, tot de Dan Apostol, Urme de pași pe lună, parmite așa se numește cartea. Extraordinar de interesantă, mai ales pentru acele timpuri în care tu ți-aduci aminte, te puteai uita la televizor doar două ore, în care mi se ridica o sănare lui Ceaușescu și din când în când mai era câte un film românesc tot pro-ceaușist. Revenind la oițele noastre, despre cenzură doream și eu să te întreb, bineînțeles în acest context al discuției noastre despre viața extraterestră. Ce este și cum funcționează cenzura vis-a-vis de viața extraterestră? Despre presupusa viața extraterestră. Mă rog, ca să nu supărăm prea tare publicul. Să nu supărăm prea tare. Nu știu, poate că mă gândeam, Silviu, de multe ori în fața publicului, poate părem doi nebunatici, gen satul arde și baba se piaptănă, dar este important, este foarte important acest aspect, mult mai important decât își închipuie foarte multă lume. Vreau un pic să fac legătura înainte de a-ți răspunde la întrebare legată de cenzură, de ceea ce spuneai înainte de 90. Și eu am primit cadou una din cărțile enumerate de tine de la un domn inginer care se ocupa cu electrotehnica și când a fost ziua mea, nu mai știu ce vârstă împlineam, parcă eram pe la liceu, mi-a făcut cadou cartea și mi-a spus așa, să știi că e un cadou mai deosebit, dar am următoarea rugăminte, după două săptămâni, trei, după ce o citești, să mi-l dai înapoi. Și zic că, păi, ori e cadou, ori nu e. Păi e cadou, că și eu l-am găsit-o foarte greu, știi, nu e cenzură, înțelegi tu. Aveam să înțeleg foarte bine, pentru că trăind în acea epocă, într-o dictatură, și eu și Lucian putem vedea niște semne care se repetă. Și de aceea suntem îndreptățiți, pe lângă ceea ce spusesem eu mai înainte, da? Că îți trebuie ca să poți analiza acest subiect, când ai trăit în dictatură, știi ce se întâmplă și cum acționează. Ori dacă publicul nu reacționează din timp, totul se poate duce de râp într-un timp foarte scurt. Acum, ca să discutăm despre cenzură, care are legătură cu dictatura și cu ce subiect abordam noi, am să încep tot cu o explicație din DEX, din 2009, ca să știm exact la ce ne referim. Cenzură înseamnă control prealabil exercitat în unele state asupra conținutului publicațiilor, spectacolelor, emisiunilor de radio-televiziune și, în anumite condiții, asupra corespondenței și convorbirilor telefonice, organ care exercită acest control. Deci cred că numai citind definiția și parcă încep să apară niște semne de întrebare, dacă nu niște clopoței care sună și ar trebui să dea un pic alarma. La început, când cineva, și am să încerc să explic un pic lucrurile în contextul nostru, la început când cineva încearcă să facă dezvăluiri despre fapte, evenimente, întâmplări neobișnuite, care nu sunt pe placul celor pe care i-am denumit ei și care au o grămadă de lachei, fie vorba spus așa în paranteză, pentru că acești lachei se mulțumesc cu niște funcții, niște bani și așa mai departe, avantaje materiale și nu-și dau seama la ce contribuie, se pune în mișcare un adevărat mecanism de decredibilizare a dezvăluitorului.
Și lucrul ăsta s-a întâmplat și se întâmplă de ani de zile, de zeci de ani. Cum are loc acest proces? Păi începe denigrarea persoanei respective. Dacă decredibilizarea aceasta nu are succes, pentru că publicul poate zice, uite, omul are studii, știe niște lucruri, a aflat, vorbește pe documente, are argumente. Și s-ar putea ca denigrarea să nu țină. Atunci începe cenzura, pe motiv că asemenea personaje n-au de ce să se exprime în viața publică, aducându-se argumente din ce în ce mai elucubrante. Îl interzicem pe X că asta e, îl interzicem. Deci nici nu mai dăm voie să vorbească. Și în logica asta a cenzurii totul pare ok. L-am denigrat, acum l-am interzis, dar n-are ce căuta omul în viața publică. Apoi cei care aplică cenzura încep să nu mai aibă limite morale, criterii și intră așa într-un joc al veseliei, într-o horă, ajungând să interzică chiar anumite subiecte de discuții. Viața extraterestră, pandemie, încălzire globală. Discutam și data trecută, sunt foarte multe persoane, somități, da, recunoscute în domeniile lor ca valoare, ca ceea ce au spus, ce au publicat, cu descoperiri, cu invenții, cu premii Nobel, Lucian, da, care au fost interziși, cenzurați. Ori așa ceva nu este acceptabil, e clar. Apoi apar abuzurile. Și să facem o mică paranteză pentru persoanele care sunt un pic mai tinere și ne urmăresc. Prin anii 1950, când cineva denunța un cunoscut, folosind acea sintagmă bine cunoscută, dușman al poporului, ce pățeai dacă erai dușman al poporului? Păi pârâtul era ridicat de miliție sau securitate și de obicei lucrul ăsta se petrecea noaptea, pe la ora 2. Că așa aveau ei ordin, să fie mai misterios, să fie vecini alertați, să fii trezit din somn, să fii buimac, să nu știi ce se întâmplă. Toată lumea era speriată, câinii mai lătrau, cum erau atunci pe la țară, veneau dubițele cu sirene, cu claxoane, tădeau cu picioarele în ușă, îți speriau copiii, părinții în vârstă și erai dus la sediul instituțiilor respective. Toată lumea se uita la tine ca la un paria. După câteva zile, tovarăși torționari, consta, acolo era apărutul bătut bine zile în șir. După câteva zile, ei se mai informau tovarăși ăștia torționari și constatau că totul era o calomnie. Îl eliberau așa senin pe cel părât și comunicau că a fost o victimă colaterală. Știți că sunt mulți dușmani ai poporului și partidul acționează bine. Dar în cazul dumitale am greșit, ești liber să pleci acasă, dar să știi că te urmărim. Vinovat. Și asta era parcursul. Am făcut această paranteză care e foarte importantă. Există semne că ne îndreptăm spre așa ceva. Cenzură, subiecte interzise. Cenzura urmărește indirect, practic, impunerea unor anumite puncte de vedere care să justifice în final instaurarea acelui regim dictatorial. Că de fapt aia e povestea. Interzicerea unor personalități, distrugerea unor opere de artă, literare, este începutul, practic, sfârșitul libertății. Dacă opinia publică nu reacționează cu promptitudine, totul se duce de râpă într-un timp record, ca la o avalanșă. La început bulgărele pare mic și când ajunge în vale a distrus absolut tot. Și pare așa că ar exista, cum să spun, ca un fel de ciclu social, tiranie, adică un regim foarte drastic, apoi o dictatură, pare ceva mai blândă, un pic de democrație, ceva mai multe libertăți și după aceea fiecare face ce vrea și se ajunge la anarhie. Ei, dacă membrii societății privesc pasivi toate aceste evenimente, la urmă o să constate că și mi-a venit această idee văzut pe Lucian, știu că este și absolvent al facultății de istorie, că ce ne învață istoria? Ne învață că nu învățăm nimic din istorie. Cu alte cuvinte, repetăm greșelile din trecut cu o consecvență care îți dă de gândit. Și dacă oameni buni, eu am trăit primii 19-20 de ani în dictatură, dacă după aceea am avut anarhie
că acum suntem așa într-un regim semi-anarhic, democratic. Nu e democrație, clar. Și după aceea, iară, ultimii ani din viață, mi voi petrece în dictatură, ceva nu e în regulă. Deci și dorința mea de a atrage atenția celor mai tineri. Vedeți că ceva se întâmplă. Și dacă noi cei cu vârsta de 50 plus am mai realizat câte ceva în viață, ceilalți de-abia sunt la început. Și e bine să nu repete aceste greșeli. Deci încă o dată spun că vom fi în situația în care istoria ne învață că nu învățăm nimic din istorie. Și vreau să fac o precizare importantă ca să ajungem spre subiectul nostru cu viața extraterestră. Toate proiectele care cercetau viața extraterestră și care au început prin anii 1940 au avut un nivel de securitate mult mai ridicat decât al proiectelor de cercetare din domeniul nuclear. Și vreau să le reamintesc ascultătorilor doar de proiectul Manhattan, foarte bine cunoscut, sub administrația generalului Leslie Groves. E mai puțin cunoscut acest general, dar proiectul îl avea la conducerea cercetării științifice pe bine cunoscutul fizician Robert Oppenheimer, de care sunt sigur că au auzit foarte mulți. Și ca urmare a acestor cercetări, pe 16 iulie 1945 a fost făcut primul test cu bombă nucleară, s-a numit testul Trinity. Ei în Statele Unite acolo au și un ca un fel de monument, să-i spun așa, ridicat să-și aducă aminte de acel eveniment. La scurt timp a fost gata Little Boy, care a fost lansată din Enola Gay, bomba atomică, la Hiroshima acolo, pe 6 august 1945. Și iarăși după câteva zile, pe 9 august 1945, o a doua bombă atomică, denumită de data asta Fat Man, a fost lansată dintr-un avion poreclit Boxcar. De atunci, secretizarea a atins noi culmi. De ce am făcut această legătură? Eu când am fost în Statele Unite am vizitat câteva locuri așa mai interesante. Unul din ele a fost un centru al aviației și un muzeu aeronautic. De fapt am vizitat două muzee, unul era în Virginia, unul în Washington. Și o să discutăm pe parcursul emisiunii și de aceste lucruri. Acest centru se numește The Stephen F. Udvar Hazy Center în Virginia, deci din Statele Unite. Și acolo am avut ocazia să văd bombardierul Enola Gay, deci cel care a lansat Little Boy pe Hiroshima pe 6 august 1945. Este într-un hangar acolo. Centrul acesta aeronautic e fantastic. Probabil e cel mai mare muzeu aeronautic din lume și de aceea l-am și pomenit. Cine are ocazia să treacă prin Statele Unite, indiferent din ce motiv, să-și facă timp să meargă. Eu am mers de vreo 4 ori, am stat câteva ore bune de fiecare dată, am făcut și niște filmări cu un camcorder de ăsta mai primitiv, cum era în 2007-2008, dar e foarte interesant. Ei, și-am văzut acea navă Enola Gay. Îți trezește niște, cum să spun, niște sentimente ciudate când te învârți în jurul acelui avion, pentru că ei au amenajat de așa manieră acel spațiu, încât au pus și niște punți așa cumva mai la înălțime și poți să vizitezi și de jos, dar ai și vreo 2 punți așa la diferite niveluri de înălțime, te poți urca pe ele ca să vezi de sus și din lateral avionul. Tot acolo am văzut naveta spațială Discovery, e cunoscută la televizor, s-au făcut foarte multe lansări cu ea și multe misiuni spațiale către Stația Spațială Internațională și mai înainte de Stația Spațială Internațională pe stația Mir. Și avionul Concorde era tot acolo. Am mai văzut niște module din centru de comandă care a fost folosit la Cape Canaveral cu misiunile Apollo. O să mai discutăm de acest lucru pe parcursul emisiunii. Și binecunoscutul SR-71 Blackbird, care a fost folosit pentru misiuni de spionaj și de care nu te puteai apropia nici măcar în centrul ăsta aeronautic, că era un paznic doar lângă el acolo. Mai erau și bodyguards care mișunau prin tot spațiul ăsta aeronautic de acolo, dar era unul care stătea acolo permanent. Și eu am stat atât de mult și omul a venit la mine și m-a întrebat: vă pasionează așa mult acest avion? Eu citisem foarte mult, fiind pasionat de tehnică,
Și zic așa, eu am venit din România, asta particip la un program de schimburi culturale, mi-aș dori să-l văd un pic mai de aproape. Că erau lanțurile alea, corzile alea puse cam la distanță de câteva metri. Și da, știți că nu avem voie, mai ales la acest tip de avion. Și zic, dacă am făcut eu drumul ăsta din România, acum ce mă mai despart vreo 5 metri? Și se uită omul la mine, zâmbește, și că hai repede, dacă vă întreabă cineva, eu v-am trimis acolo să vă uitați dacă nu e vreo problemă. Și m-a lăsat să petrec acolo vreo 3-4 minute, mai de aproape, să văd și eu cum arată fuzelajul. Deci eram foarte interesat de fuzelaj, pentru că ăsta atinge viteze de ordinul câteorva Mach, adică viteza sunetului. Vă dați seama că la frecarea cu aerul e o temperatură extraordinară care practic poate topi fuzelajul respectiv, așa încât trebuie o tehnologie specială de construcția lui. Și eram foarte interesat de această problemă. Și la cât am avut eu acces de acolo de jos, la sistemul hidraulic de la roțile avionului. Atât am putut, că după aceea mi-a făcut semn că vine șeful lui și mi l-a arătat. I-am mulțumit, omul mă văzuse pe acolo de câteva ori și a zis, măi, omul chiar e pasionat, a venit și din România, hai să-l las totuși. A văzut că nu eram agresiv, era perioada aceea după evenimentele din septembrie 2001 și oamenii mai aveau frică, ziceau ce... Cine știe ce poate plasa un individ pe acolo. Dar au fost experiențe deosebite. Asta cu Enola Gay e într-adevăr, te marchează pentru că e un moment fundamental al istoriei. S-a ajuns la războiul nuclear. Acum mă întrebai, Lucian, data trecută dacă ar fi Statele Unite versus toată lumea. Dacă e război clasic, ăștia câștigă. Dacă e de asta nuclear, nu mai câștigă nimeni, că toată lumea dă drumul la rachetele alea nucleare și nici n-are importanță unii mai cad. Că unii mai cred că trebuie neapărat să cadă pe o anumită bază militară sau mai știu eu pe ce buncăre. Nu. Pentru că praful ăla radioactiv se ridică ușor, ușor, radioactivitatea crește, nu mai primim lumina solară cum trebuie și viața ușor, ușor se duce așa scurgându-se. De asta spun că sunt anumite evenimente la care e bine să fim atenți și să știți, să știți, lumea crede că oamenii de jos nu au putere, când cei din guvern văd totuși că lumea reacționează și ia un pic de măsuri, începe să discute, dă un pic înapoi. Poate nu au abandonat planul, dar îl mai amână, încearcă să-l mai schimbe. Și e bine să știe generațiile mai tinere acest lucru, că democrația înseamnă voința poporului. Când ea nu este ascultată, conducătorii trebuie schimbați prin vot democratic, dar trebuie schimbați. Că ei nu sunt acolo să își rezolve interesele lor proprii. Nu sunt în interesul poporului, cel puțin în teorie. Și dacă nu se întâmplă cât de cât și în practică lucrul ăsta, se ajunge la anarhie și apoi imediat la tiranie. M-am cam lungit eu cu explicația cu cenzura, dar... Acum că... deținerea, mă rog, războiul atomic este una dintre cauzele pentru care la putere se menține Kim Jong-il. Pentru că americanii cred că de mult ar fi invadat și ar fi nimicit clica, mă rog, statul comunist. Nu știu, am o mare dilemă în ceea ce privește Cuba. Care sunt motivele? Dar bine, asta probabil că va fi un alt subiect, vom discuta altă dată, dar îmi pun această întrebare. De ce în Cuba se menține încă regimul lui Castro? Bine, am înțeles în Coreea de Nord cum stau lucrurile, am înțeles că e China, am înțeles că există bomba atomică, am înțeles câte și mai câte. Dar repet, te pot lămuri în două cuvinte. Te rog. De Kim Jong-il avem nevoie ca să fie o sperietoare permanentă. Deci avem nevoie de el, mă înțelegi? Noi ăștia de sus. Bă, ia uitați ăla, s-ar putea să declanșeze. Și îl folosim pe el ca acarpăun în caz de ceva. Că vorba aia, nu o să creadă nimeni că a declanșat China, Statele Unite, Rusia. Mă, ăștia serioși, știu ce înseamnă. Bă, ăla, că săracul nu știe de el prea multe. Asta una. Deci e nevoie de o sperietoare. Iar în legătură cu Fidel Castro, vreau să spun că el are mari legături cu Vaticanul, cu SVS și cu alte societăți secrete de sus de tot. Deci omul face parte din ei. Și cu asta am explicat. Că într-o altă emisiune vom da detalii. Cu siguranță.
Am lămurit în general deci, chestiuni legate de cenzură, dar cum se manifestă ea asupra, să spunem, oficialităților, asupra politicienilor de rang înalt? Se exercită presiune asupra acestora să nu facă dezvăluiri? Sunt aceștia șantajați sau amenințați dacă devoalează informații sensibile? Cum e în Statele Unite, stat pe care tu l-ai vizitat și în care ai locuit o perioadă? Cum abordează acest subiect? Pentru a răspunde la această întrebare, am să ofer niște exemple care, în opinia mea, sunt edificatoare. Și primul exemplu e declarația lui Richard Nixon, președintele Statelor Unite, din 1974. Când întrebat fiind de subiectul vieții extraterestre, spune: nu am libertatea de a discuta chestiuni guvernamentale sau ce știe guvernul despre obiectele zburătoare extraterestre în acest moment. Sunt încă personal informat despre acest subiect cu regularitate. Cu alte cuvinte, vrea să ne spună că și el e mic copil, știe ceva, vrea să-l laude în fața presei că știe, dar nu ne poate spune ce știe, că și eu sunt mic. Și cine știe ce s-ar putea să-mi facă părinții mei, dacă s-ar gardul. Am înțeles. Așa. Acum mi-am adus aminte de o chestiune interesantă. Zilele trecute trebuia desecretizat dosarul uciderii președintelui JFK, John Fitzgerald Kennedy. Răspunsul autorităților a fost că nu se poate din cauza pandemiei, dar se fac eforturi pentru a aduce la lumină aspecte și date din dosar. Băi, oameni buni, e un dosar, ați avut timp să-l modificați și pitrociți atâția zeci de ani, gata. Se poate pune pe internet, nu ne împiedică nimeni. Dacă să discutăm tot de acest subiect și de viața extraterestră, să legăm un pic acest dosar, pe când eram în Statele Unite, am fost invitat de o colegă profesoară de la școală la o mică recepție. Era un eveniment cultural, o recepție și după aceea o întâlnire mai amicală cu persoane mai importante. Fac precizarea că unde am stat eu e cam față de Washington, e o distanță de vreo 20-30 de mile, hai să zicem ca de la Suceava la Botoșani. Toți șefii pe care îi vezi, Lucian, acolo în guvern, apărând la televizor, de rang mai mare sau mai mic, locuiesc în acele zone, unde am fost și eu în Statele Unite, la o școală din Loudoun County, district din Virginia de Nord. Ei, după ce s-a terminat recepția, am mai plecat din oaspeții, lucrurile au început să capete o anumită seriozitate, pentru că era și grupul de persoane foarte suspuse, ca să spun așa, interesate de politică și implicate în diferite organizații militare, CIA, FBI, pe acolo. Ei, ei m-au întrebat niște lucruri, eu le-am dat niște răspunsuri, cumva le-am ridicat mingea la file, au fost foarte uimiți de unde știu eu, pentru că ei știau de unde știu, dar eu de unde știu ce știu. Cam asta era acolo problema. Și bineînțeles că au abordat acest subiect foarte drag lor. În momentul când le spui la americani ceva sau te apropii de JFK, nu știu, îți deschid sufletele, încep să povestească, un subiect foarte sensibil și astăzi pentru ei. Pentru cei care cunosc istorie și înțeleg ce înseamnă patrie, patriotism, niște valori importante. Și ei mi-au spus așa, deci persoane în acel grup, că ar exista trei variante în legătură cu JFK. Marilyn Monroe, care știm bine că a fost amanta fraților Kennedy, spunea că președintele i-a dezvăluit, președintele Kennedy, urma să publice niște documente referitoare la extraterestri și că din această cauză ar fi fost asasinat. Acum, stă această ipoteză cât de cât în picioare? Noi avem o declarație de a președintelui Kennedy, care ne spune el când venise de nu știu unii din Statele Unite, cobora pe aeroport pe acea scară avionului. Și acolo s-a oprit și cineva din avion, un ziarist, că ia obiceiul să-și pună ziariștii să-i ducă cu președintele la acțiunile prezidențiale. Și l-a întrebat ceva despre extraterestri. Discuția era cumva în avion și s-a continuat. El a coborât scările, aici pe peron, pe aeroport, îl așteptau ceilalți ziariști, dar care nu aveau acces
la aceste informații nu erau intimi, ei nu zburau cu avionul președintelui și el spune că forțele aeriene ale Statelor Unite m-au asigurat că obiectele zburătoare neidentificate nu reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. Chestia asta a fost înregistrată și susține ipoteza spusă de, să zicem, Marilyn Monroe. O altă ipoteză, că principalele grupări mafiote din Statele Unite, nemulțumite de anumite acțiuni prezidențiale, au pus la cale asasinatul. Erau niște grupări care ajunseseră foarte puternice și practic puseseră stăpânire în timpul lui pe anumite state. Dar nu intrăm în detalii. Ăștia au fost nemulțumiți, i-au aflat traseul și se spune că au contribuit. Stă în picioare, nu stă, deci le punem pe toate sub semnul întrebări, cu argumente pro și contra. Și a treia variantă era următoarea, că JFK nu dorea promovarea unor legi importante pentru lumea bancară, astfel încât a fost asasinat și în locul lui a fost numit Lyndon Johnson, care le-a făcut pe plac. Acum trebuie să fac următoarea precizare. Aproape că nici nu se mai discută de acest aspect. Era un congres atunci pe tapet niște legi foarte importante pentru mari bancheri, nu pentru ăștia mai micuți. Își doreau mult mai multe drepturi și Kennedy s-a gândit că dacă le mai dau pe lângă ce au așa, i-am scăpat de sub control. Că deja avem grupările industriale, militare, parteneriate militare civile pe care le-am scăpat de sub control, mai scăpăm de sub control și bancherii o terminăm. Ceea ce știu și americanii mai puțin și poate publicul din România poate deloc, Federal Reserve Bank e o bancă privată. Federal Reserve Bank întotdeauna e prezentată în România, m-am uitat și de către oficialii noștri de la BNR, ca fiind echivalentul Băncii Naționale Române din Statele Unite. Nu e adevărat, oameni buni. BNR-ul este Banca Națională a României, cu sub control autorităților din România. Federal Reserve Bank este o bancă privată, deținută, ultima dată când am verificat eu, de vreo 8 mari boși. Da? Ei tipăresc dolari pe care îl dau guvernului american spre împrumut să îi folosească. Deci asta e situația. Federal Reserve Bank e o bancă privată. În acest context, acești bancheri doreau mai multe privilegii. Lyndon Johnson, care era vicepreședintele de atunci al Statelor Unite, el a acceptat imediat. Și dacă tot am ajuns aici, să mai dau niște detalii așa de dragul istoriei, că parcă e păcat să nu se știe. După ce a fost asasinat Kennedy, știm imagine, am văzut niște filme, săraca Jacqueline Kennedy a fost luată, dusă, cărată cu forța practic la aeroport. Ea vrea să rămână săraca lângă soțul ei. Era normal. Da? Și pentru privechi și așa mai departe. Pentru obiceiurile de acolo, de mormântare. N-a fost lăsat. A fost luată cu forța, dusă pe aeroport, unde a ajuns și convoiul cu vicepreședintele american Lyndon Johnson. S-a urcat în avion. Jacqueline era într-o stare deplorabilă, de depresie extraordinară, era cu acea roche plină de sânge, plângea, urla, nu mai descriu mai multe lucruri. Iar șacalii lui Lyndon Johnson, avionul decolase, se îndreptau spre Washington DC. De ce spun Washington DC? District of Columbia, că mai este statul Washington, care e în partea altă, dar n-are legătură cu ce discutăm noi. Și în avion spuneam că șacalii lui Lyndon Johnson, așa zis și lui consilier, l-au sfătuit să depună jurământ atunci în avion, ca să preia imediat conducere. Ăsta a ezitat, deși era un temperament așa, un caracter urât avea el, și a spus că nu-i momentul acum, nici nu avem probabil judecător, și una din ele a spus că eu sunt judecător, am lucrat la judecătorie, am Biblie la mine, tot ce trebuie, m-am pregătit pentru momentul ăsta. Interesantă declarație. Și are loc o procedura lor de depunerea jurământului în avion. S-a și greșit de vreo două ori, am înțeles. Au reluat, omul a jurat și a devenit președintele Statelor Unite în avion. Protocolul și bunul simț cerea să ajungi la Washington, îl îngropi pe Kennedy după câteva zile și după aceea depui jurământul. Așa era normal. Bineînțeles, când a văzut Jacqueline toată faza asta, săraca iarăși a început să plângă, să urle, mi l-ați omorât, ce ați făcut cu el, nu mă dați voie să stau cu el. E o situație foarte groaznică. De altfel,
temperamentul președintelui Lyndon Johnson, cum să vă spun? Eu, fiind pasionat un pic de aviație și de avioane, urmăream niște lucruri despre Air Force One. Omul, când a terminat mandatul, știți ce a cerut? A cerut scaunul din avion de la, din Air Force One. Lor le dă voie să plece cu diferite lucruri. Eu mă gândesc că n-aș fi cerut chestia asta. Că era scaunul, dar nici nu era așa de grozav din punct de vedere tehnologic. Putea să-i se facă ceva pe comandă, comod, să te întind, să fie pliabil, cum vrei. Omul a cerut scaunul din avion. Deci când președintele Statelor Unite se urcă în avion, acel avion devine Air Force One. Este însoțit de niște avioane de vânătoare, în fine, controlat de radare de la sol și își îndeplinește misiunea. Cum a coborât din avion, nu mai e Air Force One. Bineînțeles, cum a ajuns, prima lui la Washington, că el a fost făcut președinte Lyndon Johnson, avion, cum vă spuneam, a dat acele legi pentru bancheri. Se vorbește foarte puțin, Lucian, despre acest aspect. Și e o ipoteză care stă și asta în picioare. Deci cele trei variante. Acum eu sunt curios ce vor scrie documentele oficiale despre JFK, că e aproape că nici nu mai are importanță după atâția zeci de ani ce mai scriu ei acolo. Că au modificat foarte multe lucruri. Eu vreau să mai continui, să mai dau un exemplu al lui Jimmy Carter, tot președintea Statelor Unite, și el era așa mai naiv. Eu mă fac și ca niște caracterizări așa, sper că nu te deranjează, că eu am mai citit niște lucruri așa mai dedesubt despre anumite personaje de acolo. El era foarte naiv așa de felul lui și în campania prezidențială omul spune că dacă voi deveni președinte, voi face publică orice informație pe care o avem disponibilă despre această țară și contactele cu diferite obiecte zburătoare, care să fie date publicului și oamenilor de știință. Sunt convins că obiectele zburătoare există, neidentificate, pentru că și eu am văzut unul. El și-a menținut această declarație, n-a retractat-o, deși i-a spus că nu-i bine să spui asta în campania prezidențială, că te-ar putea considera oamenii așa. Dar el avea o anumită naivitate, dar nu în sensul rău. Nu era un om, spre deosebire de Lyndon Johnson, avea un alt caracter. Problema e că când a ajuns el acolo, a văzut că nimeni nici nu-l băga în seamă cu chestia asta și nu s-a putut ține de cuvânt. Dar acum eu ce să spun, Lucian, eu mă bucur că el măcar și-a terminat mandatul, că a rămas în viață pentru mai mulți ani după aceea. Pentru că lucrurile sunt la un nivel de, dacă le studiezi, te îngrozești. Bine că a rămas în viață. Dar măcar a fost sincer, atât am putut. Am promis, am văzut, nu mi-au dat acces la documente. Cred că, nu știu, am oferit suficiente exemple edificatoare din spațiu american. Dacă ar fi să trecem, discutăm despre polii puterii mondiale, de cealaltă parte, întotdeauna a existat o balanță, oricât ar fi fost ea de inegală, oricât ar fi tras de mult într-o anumită parte, dar a existat și o contrapondere. Ai și exemple de astfel de declarații din spațiul sovietic. Aveau libertatea sovieticii, mă rog, actuala Federație Rusă, moștenitoarea spațiului sovietic și a puterii sovietice, au libertatea de a discuta despre aceste aspecte? În cercurile lor elitiste se discuta. Elita de partid, elita securității, elita armate. Și știu asta sigur de la o persoană din România care a fost diplomat și era prieten cu cosmonauții care aveau misiuni pe stația Mir și diferite misiuni spațiale și avea contacte și cu cercetători ruși. Și erau invitați la multe recepții din astea și după declarațiile oficiale, interviuri și așa mai departe, oamenii se retrăgeau și începeau să spună povești. Își puneau întotdeauna problema care sunt intențiile acestor extraterestri. Și-au dat seama că atunci când se învârt în jurul unei stații spațiale, unor rachete lansate în cosmos și tot privesc, e clar semn de inteligență și oarece intențial. Vreau să fac o mică paranteză și să spun că în Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, înainte de 90, acum nu mai știu exact situația, pentru că ei s-au destrămat, aveau vreo 400 de institute de cercetare în care lucra elita academică sovietică.
având fonduri după necesități. Ce înseamnă treaba asta? Cerea profesor universitar, cercetătorul șef, fonduri și echipamente, îi se dădeau. Echipamente de ultimă oră, care, cu ajutorul cărora încercau să descifreze misterele unor fenomene, atenție, paranormale. Și în căutarea unor persoane cu abilități paranormale, ei au încercat să facă o selecție din spațiul sovietic. Și au trimis securiști, milițieni prin diferite state, localități, să afle date despre aceste persoane. Cineva tot din spațiul ex-sovietic mi-a spus că se ajunsese la un moment dat să fie selectate 1 milion de persoane eligibile pentru aceste teste de laborator. Ei, de altfel, și aici sunt niște persoane, Nina Kulagina, cred că au zis Kaspirovski, sunt mai mulți care au ajuns, dar ei aveau și niște grade în armat, în serviciile de contrainformații. Giuna Davidashvili. Dar sovietici aveau tendința creării unor orașe interzise, în care lucrau cercetătorii și familiile lor. Acolo, dacă nu erai cercetător și erai invitat să lucrezi, practic nu aveai altă variantă, te duceai într-un alt oraș unde nu aveai nici de mâncare, nici nimic. Ei aveau toate condițiile de viață și își luau familia și puteau lucra în liniște la proiect. Așa, ca să exemplificăm, Ozersk e denumit orașul 40, în munții Urali, e locul de naștere a armelor nucleare sovietice, că tot vorbisem noi de Trinity și de proiectul Manhattan. E un oraș fără adres, care nu apare pe nicio hartă. Știți că discutam data trecută tot așa, că judecătorul s-a supărat și a vrut să meargă la locul care nu era în actele oficiale. Nivelul de poluare din acest oraș, din Ozersk, se pare că e de vreo 4 ori mai mare decât cel din Cernobâl. Deci, practic, el nu există. Da? Și e denumit orașul 40. Probabil că n-au sărit ei direct la 40, sunt numere 40, 80, 120, probabil au început cu 1. Acum, retorica oficială și cei care au o anumită vârstă știu, a Imperiului Sovietic, era îndreptată către materialismul dialect și științific. Dar în secret lucrurile stăteau cu totul și cu totul altfel. Da? Aveți liber la cerceta ce vreți voi. Mihail Gorbaciov declară el un lucru interesant în tot așa încercurile astea elitiste din de față era și această persoană, diplomat român, acum a încetat din viață, a avut o viață frumoasă, o persoană cu o cultură extraordinară, dar nu am libertatea de a pomeni numele pentru că mă înțelege. Mi-a mai dezvăluit niște lucruri de acolo. Și el spune că la un moment dat Gorbaciov a declarat că fenomenul OZN există și trebuie tratat cu seriozitate. Și în camera aia erau diplomați din diferite țări. Acum nu știu cum se face, că dacă e coincidență sau nu, că am mai discutat noi de coincidențe, că după această declarație urma catastrofa de la Cernobâl din 26 aprilie 1986, de care eu am aflat de la Europa Liberă, eram pe la bunici și mă jucam, încercam să repar un aparat de radio, se stricase ceva acolo, că aveau sistemul ăla de prindere a posturilor cu niște sfori ca să... În fine, cu condensatorul ăla variabil, era mai complicat. Și cum mă jucam, am dat din întâmplare și am auzit că a avut loc o explozie nucleară. Ai noștri erau foarte secretoși, nici nu știu dacă fuseseră informați, rușii nu recunoșteau absolut nimic, și rușii, sovietici. Și norul radioactiv ajunsese deja, nu știu pe unde, prin țările din vest. Ei au sesizat cu stațiile lor meteorologice, după aceea sateliții americani le-au confirmat că acolo a avut loc o explozie și că nivelul de radiație e foarte ridicat și trebuie luate niște măsuri. Și dacă nu se descurcă, să apelezi la ajutor internațional. Bineînțeles că nu s-a apelat la ajutor internațional și eu zic că printre motivele căderii Uniunii Sovietice a fost și acea explozie. Lumea nu știe, dar acolo au fost duși militari, ingineri, oameni de știință, muncitori, materiale din toată Uniunea Sovietică, inclusiv din țări precum România, Polonia și așa mai departe, ca să ajute la închiderea acelei povești de acolo. Un efort extraordinar, deci s-au cheltuit resurse enorme. Cine a lucrat acolo după o perioadă a decedat din cauza radiaților, puțin mai sunt în viață. Este un film interesant cu Cernobâl, am văzut vreo 5 episoade și se apropie de adevăr foarte, foarte mult.
îl recomandăm telespectatorilor noștri și de asta spun coincidențele astea sunt cam îngrijorătoare. Tu ia și-ți vezi de ale tale, că acolo conducerea acelui reactor era tot așa formată din niște securiști care s-au apucat să facă niște experimente că să oprească reactorul de tot. Ori reactor nuclear nu-l poți opri așa cum mă duc eu și apăs pe întrerupător și să văd dacă funcționează electricitatea și am lumină sau nu. Acolo sunt niște proceduri și alea pot dura câteva zile. Din nou apeși un buton și s-a oprit tot. Ei au vrut brusc, rapid treaba asta. Unii s-au opus și au fost dați afară din sală din operatorii tehnici și unii au luat decizia de capul lor. Acum, împingându-se chestia asta la extrem, eu nu știu dacă oamenii ori erau întregi la cap, ori aveau un plan. Că toți știau, deci toți aveau studii în acest domeniu și știau ce se poate întâmpla. Toți care operau acolo, inclusiv cei care aveau treabă cu partidul și erau cu verificat, erau foarte bine informați. Ce se poate întâmpla și care sunt procedurile în mare. Că trebuia să raportezi la partid și nu puteai să raportezi prostii. Trebuia să dai niște detalii. Și până îți venea operatorul tehnic să spune exact ce s-a întâmplat, în mare trebuia să dai raport. Și rapoartele astea ajungeau sus de tot la primul ministru al Uniunii Sovietice. Și apoi nu te jucai, că dacă îi spuneai prostii, a doua zi te trezeai prin Siberia, luat de elicoptere. Ei nu comentau. Cine a împins lucrurile de tot acolo și s-a ajuns la catastrofă, am spus, ori nu era întreg la cap, ori era foarte bine montat. De altfel, mi se pare că vreo doi au dispărut, dar nu se mai face referire nici în film, nici în documentele oficiale. Dar asta așa ca să vedem. Adică, măi, Gorbaciov, vezi că ai alte probleme, îmi lasă scuția că ai treaba altora. Da, cam asta e și cu spațiul sovietic. Întotdeauna când abordăm subiectele astea, gen viața extraterestră, intrăm într-un conflict de interese cu cei care reprezintă diferitele biserici ale lumii. Mai rămâne în picioare teoria creaționistă în momentul în care vorbim despre extraterestri? Ea poate rămâne, depinde ce grad de rudenie avem noi cu extraterestrii la care se face referire. Sigur că subiectul e ocolit în general, pentru că spuneam noi cu teoria creaționistă, evoluționistă și cea intervenționistă. Ele au puncte comune, dar au și multe puncte de coliziune. Și de ce să stârnești pasiuni când nu e cazul? Mai bine eviți subiectul. Acum, de ce te autocenzurezi? Te autocenzurezi, mai bine nu discuți. Iar când discuți și ești întrebat așa direct, cum au mai fost întrebați niște papi de niște copii acolo și era presa de față, spui și tu, și ei sunt creaturile Domnului. Și cu asta e împăcat pe toată lumea. Da. Acum, există un observator internațional în Statele Unite, la Mount Graham, care e al Vaticanului. Oare ce fac cu el? Că bănuiesc că nu-l folosesc pentru a observa eventuala parusie. Acum, parusia, pentru cine nu știe, este a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, ca să lămurim lucrurile. Bănuiesc că nu pentru asta îl folosesc. Când eram prin 2008 pe acolo, era în vogă o persoană de la Vatican, care avea relații în Statele Unite cu cercurile astea care discutau despre tehnologie avansată, inginerie genetică extraterestre. Această persoană era Monsignor Corrado Balducci. Nu știu dacă ați auzit de el. E un teolog romano-catolic, pentru cine nu știe, a făcut parte din Curia Vaticanului. A fost un prieten foarte apropiat al papei de atunci. Și pentru o lungă perioadă de timp a fost exorcist în arhidioceza Romei și prelat al Congregației pentru Evanghelizarea Credincioșilor și Societatea pentru Propovăduirea Credinței. Deci niște titluri foarte mari. Și nu le-am dat degeaba, știu că Lucian are o facultate terminată și în domeniul teologic și ne poate confirma că Monsignorul Corrado Balducci deci era sus de tot în poziția oficială. Și el ne spune așa: contactele extraterestre sunt un fenomen real.
Vaticanul primește foarte multe informații despre extraterestri și contactele acestora, adică persoane care intrau în contact cu extraterestri. De la toate ambasadele, pentru cine nu știe, Vaticanul e un stat care are ambasade în diferite state, din diferite țări, deci primesc informații. Și a dat el exemplu Mexico, Chile, Venezuela, țări catolice care au deschidere foarte mare spre fenomene paranormale, spre lucrurile acestea. Și vă spun asta și din faptul că eu când am fost în Statele Unite, am participat cu acest program Visiting International Faculty, prin care erau aduși profesori din diferite țări, erau selectați de pe toate țările globului pentru a preda în diferite școli din Statele Unite. Și acolo am avut ocazia să stau de vorbă cu foarte mulți profesori, exact din aceste țări. Și erau foarte deschiși, la ei se discută, apar post, emisiuni, cu paranormalul, tot. Deci nu au niciun fel de rețineri. El a vizitat, mi se pare, Corrado Balducci și Statele Unite și mai spune el niște lucruri interesante pe care vreau să le aduc la cunoștința ascultătorilor emisiunii. Zice că concluziile privind cercetările mele vin din studiul parapsihologiei și demonologiei. Atenție, deci el fusese exorcist pentru o bună perioadă de timp. Sunt mărturii umane în ceea ce privește fenomenul OZN, în special răpirile extraterestre, care sunt un adevăr istoric și trebuie tratate cu cea mai mare considerație. Deci fiți atenți cine spune. Aceste lucruri nu pot fi atribuite diavolului. Acesta nu are nevoie de obiecte zburătoare neidentificate. Nu are nimic de a face cu diavolul. Întărește ideea în declarații publice oficiale. Importanța acestor observații, care vin de la persoane credibile cu studiu, trebuie luată în considerare foarte serios, pentru că există atâtea mărturii care practic nu mai pot fi date deoparte. Și este important și pentru cercetarea științifică să afle ce se ascunde în spatele acestui fenomen. Vă dați seama, când o persoană la acest nivel face aceste declarații în mod deschis, înseamnă că sunt niște lucruri. Și se pare că Vaticanul ar mai avea un observator astronomic cu infraroșu pe undeva prin, pe la Polul Sud, că trebuie poziționat într-o anumită parte ca să vezi anumite fenomene. Dar discutăm mai încolo. Da, bine, aici ne-am putea lega și de adevăr vom discuta cu altă ocazie pentru despre teoria pământului plat, despre cupolă, despre cei care merg la Polul Sud cu gândul de că pot atinge cupola. Există într-adevăr diverse teorii. Interesant este că tu mi-ai răspuns și la următoarea întrebare. Aveam de gând să te întreb poziția celelalte biserici creștine importante, Biserica Ortodoxă, care într-adevăr nu are un nucleu, Constantinopolul nemai fiind încă din 1453, odată cu ocuparea lui de către turci, nemai fiind nucleu, nemai reprezentând a doua Romă. Și este de discutat foarte mult concepția, mă rog, punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Universale referitoare la existența extraterestrilor. Și mi-aduc aminte o carte pe care am citit-o, scrisă de părintele Serafim Roze, Ortodoxia și religia viitorului. Extraordinar de interesantă, în care vine cu păreri, cu un punct de vedere și cu o părere super, super pertinente referitoare la această mișcare. De... El spune că aseamănă aceste evenimente care se petrec în prezent încă cu vreo 30-40 de ani în urmă, le prezice, le preștie, cu alte cuvinte, și ne spune că va fi o nouă religie această venire a extraterestrului. Este interesant de discutat. Repet, nu impunem nimănui aceste păreri, ci doar le spunem, le enumerăm pentru că ele există, aceste păreri și aceste concepții.
Dar nu există, repet, un punct de vedere oficial al unui conducător al unei biserici ortodoxe din lume referitoare la aceste evenimente legate de viața extraterestră. Vorbeai la început că mediul academic, spuneai la început că mediul academic ar trebui prin definiție să fie vârful de lance în ceea ce privește cercetarea oricărui fenomen, chiar dacă acesta pare separat de lumea materială, lumea palpabilă. Dar te întreb, Silviu, sunt dispuși universitarii la a face declarații oficiale despre viața extraterestră? Ce explicații au cei care au studiat acest fenomen? Universitarii și cercetătorii, mă refer la cei din institutele de cercetare din diferite țări, se feresc în general să abordeze aceste subiecte. Se tem să nu piardă din prestigiu profesional pentru că abordează o temă exotică, să spunem. Și nici nu există instrumente de cercetare bine definite, adică recunoscute oficial pentru studiul acestor fenomene. Și atenție, noi vorbim aici de interacțiunea dintre conștiință-conștiință, adică minte-minte, sau conștiință-materie, minte-materie. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să împărțim fenomenele astea, putem discuta de psihochinezie, atunci când mintea interacționează cu materia, și de percepție extrasenzorială când vorbim de celelalte fenomene. În general, știința și tehnologia folosește alt tip de instrumente. Adică observația, gândirea critică, raționamentul, după aceea se formulează o ipoteză. Dacă sunt mai multe ipoteze coerente, se formulează o teorie. Apoi se pune la punct o metodologie, se execută un experiment. După ce se termină experimentul, se trag niște concluzii. Și din nou încep observații, gândire critică, raționament, ipoteză, metodologie, experiment. Și tot așa se rea această buclă, până când poți să descrii cu ajutorul unui aparat matematic, să scrii niște funcții, niște ecuații care să descrie fenomenul respectiv. Pentru că o teorie completă, în adevăratul ei sens al cuvântului, o teorie științifică, trebuie să prezică ce se întâmplă cu un anumit sistem în diferite condiții date. Ei, noi știm, de exemplu, că dacă aruncăm un proiectil cu o anumită viteză, sub un anumit unghi, în anumite condiții, meteo și așa mai departe, știm precis unde trebuie să cadă. Putem scrie niște ecuații. Deci la nivelul ăsta trebuie să ajungem inclusiv cu studiul acestor fenomene. Problema că neexistând aceste instrumente recunoscute oficial, e și foarte greu să intri în ceva din care s-ar putea să nu mai ai ieșire și tot să te întrebi și să nu oferi răspunsuri. Pentru atunci când lucrezi în mediul academic, te întreabă, ai studiat 5-10 ani, la ce concluzie ai ajuns? Ai publicat vreo lucrare? Ne poți prezenta ceva concret? Neexistând, e greu. Și fiind dificultatea asta, oamenii se feresc de acest subiect. Acum, să știi că există și niște poziții oficiale și chiar vreau să trecem un pic prin ele. Ne spune doctorul Carl Jung, pe care sunt convins că auzi foarte multă lume, referitor la viața extraterestră. O explicație pur psihologică care să explice acest fenomen este total exclus. Că unii spuneau că cei care au stau halucinații, zbolnavi, iluzii, plecați de acasă și așa mai departe. Și spune el, aceste discuri arată semne de manevrabilitate inteligentă, ca și cum ar fi pilotate de niște personaje care se aseamănă cu piloții noștri. Și el declara povestea asta și scris-o în 1955 într-o revistă, Flying Saucer se chema, volumul 1, numărul 2. Dacă cineva e interesat, găsește acolo. Acum mai avem o declarație foarte interesantă, tot a unui universitar de marcă. Este vorba de doctorul John Mack. Și am să vă explic un pic cine e doctorul John Mack. Este un, a fost de fapt, un psihiatrist care a finalizat studiile la Harvard. După aceea a ajuns profesor universitar emerit, a fondat departamentul de psihiatrie din cadrul Spitalului Cambridge. Ce este cu acest departament de psihiatrie? Este spitalul afiliat Universității Harvard. Deci Universitatea Harvard are
un departament care se ocupă cu psihiatria și el a fost printre fondatorii acestui departament. Deci e o somitate, fără doar și poate. Și el spune așa, că a fost trimis la el foarte mulți oameni care pretindeau că au fost răpiți de extraterestri. Și ce a făcut John Mack? I-a supus unor teste. Le-a făcut teste de analize fizice, cu toate scanerele. I-a supus la toate testele de psihologie posibile, inclusiv la detectorul de minciuni. După ce a epuizat tot arsenalul pe care l-avea, și vorbim de anul 1990, și îți dai seama ce are Universitatea Harvard acolo în dotare, omul vine și declară în fața camerelor de luat vederi. N-aș spune că aceste persoane au fost răpite de extraterestri. Că nu poate să afirm, că nu știe. Dar pot să spun că există atât de multe dovezi, că există un fenomen pe care noi nu îl putem explica în niciun fel. Și e foarte misterios. Aceste persoane, într-adevăr, au fost răpite, dar nu știm de cine. E evident pentru mine că trebuie să cercetăm acest lucru mai în profunzime și cu mai mulți specialiști. Deci omul spune, nu pot să spun că au fost răpiți de aia, dar ăștia au fost răpiți de cineva. Ei susțin că de extraterestri. I-am supus la toate testele. Era o discuție mai lungă. Nu mai am ce să fac. Adică el era vârful psihiatriei în anii 90, practic. Ce să mai fac omul? Inclusiv analize medicale fizice. I-a trimis în toate laboratoarele. Și săracii care au fost supuși au zis că, pe de o parte, le pare bine că a fost investigat de John Mack, de doctorul John Mack, dar pe de altă parte le pare rău că s-au simțit iarăși supuși unui, cum să spun, a fost pus sub lupă, parcă erau niște cobai. Că atât de mare a fost presiunea mediatică să dea un răspuns și s-a dat. Mai avem un exemplu și de la un astronom și astrofizician american, pe care vreau să-l pomenesc neapărat, Carl Edward Sagan. De ce? Pentru că el și-a adus o contribuție la promovarea și popularizarea științei. Și când eram noi înainte de 90, Lucian, nu știu dacă îți mai aduci tu aminte, el prezenta un serial de televiziune care se chema Cosmos, Călătorie în Univers. Și prezenta teoria Big Bang-ului, cum a apărut stelele și așa mai departe. O persoană extraordinară. El de fapt, pentru că atunci erau foarte puține. Da, foarte puține seriale. Seriale care imposibil să fie atunci amintirea. Și el de fapt a înființat acea organizație SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. În fine, acum când am fost eu în Statele Unite, bineînțeles că am mai întrebat și eu pe aici pe acolo de profesorul Sagan, că na, îmi rămăsese mie în minte de când eram copil, adolescent. Și mi s-a spus că era implicat în cercetări cu materiale extraterestre și, din câte se spune, de către niște colegi de laborator Lucian al lui, deci mărturie la prima mână, că a murit din cauza expunerii la o substanță necunoscută. Oficial, el trecu că a murit de pneumonie. Dar hai să fim serioși, la nivelul ăsta nu mor de pneumonie, că ești salvat de cine trebuie când trebuie. Deși era promotor al vieții extraterestre, se pare că punea frână colegilor să cerceteze subiectul. Deci era cu două fețe, ca să spun așa. Pe de o parte îi părea că promovează, dar pe de altă parte punea lumea științifică să se ducă să asculte cu radiotelescopul să vadă dacă au transmisiuni live prin cosmos. Ca și cum noi am avea pretenția că această emisiune poate să ajungă și pe alte planete. Probabil poate ajunge, dar e greu de crezut. Eu știa, vorbind, aducând, pomenind mai înainte despre aceste răpiri care au loc, mi-aduc aminte, Silviu, un eveniment care s-a petrecut în Suceava în anul 1997. Nu voi da nume, pentru că foarte multe persoane, dacă nu chiar toate, trăiesc, cu excepția celei împricinate. Un grup de studenți, unul dintre ei mi-a fost coleg de facultate, au mers să sărbătorească terminarea facultății. Asta se întâmpla pe luna iulie anului 1997 la Ariniș, în pădure la Ariniș. Studenți, mă rog, un anturaj, un anume anturaj format din mai mulți tineri.
Unul dintre ei, seara, foc de tabără, friptură, grătar, eu știu ce mai aveau ei. Eu spun ce mi-a povestit și ce știu din datele vremii și s-a întâmplat așa, vă asigur că s-a întâmplat astfel, pleacă, se retrage pentru a-și face necesitățile în pădure. Trebuie, Doamne, iartă-mă, trebuie și așa ceva. Se retrage și pur și simplu dispare. Urmează o anumită isterie, sunt sesizate organele, jandarmerie, poliție, au pieptănat pădurea vreme de o săptămână, vreme de câteva zile, nu știu, foarte mult timp, n-au mai găsit nici urmă de el. După câțiva ani, se pare, tot de la acest coleg de-al meu știu, uite, o să-l invităm o dată și o să avem o discuție între ei, s-ar fi găsit un fragment de mandibulă și 3 vertebre. Dar întrebarea este, nicăieri nu s-a spus, știai de această situație, ai auzit? N-ai auzit. Deci nu s-a vorbit. E prima dată când aud. Nu s-a vorbit de așa ceva. Și o să-l aduc pe colegul meu, deci nu-i voi pomeni numele, pentru că nu-i frumos, pentru că nu i-am cerut voie. Dacă va fi de acord, îl voi invita aici, vom avea o discuție între ei, poate, numai dacă va fi el de acord, sau dacă îmi va da voie să-i pomenesc numele. Niciodată nu s-a pomenit despre acest eveniment. Niciodată. Deci pur și simplu omul a dispărut, a fost pieptănată pădurea. Cât putea să se îndepărteze un om care merge să-și facă anumite necesități? A plecat în tricou și în șlape. În tricou, în short și șlape. A plecat, s-a retras, pentru că, nu, de aia. Uite că nu știi nici tu, vezi? Pentru că despre această chestie pur și simplu nu s-a vorbit. Nu a mai fost găsit nimic din el, nimic. După câțiva ani, am spus, au venit cu aceste rămășițe care au fost atribuite de Institutul Mina Milovic, au fost atribuite acestei persoane. Bun, timpul trece, dar mai rămânem puțin pentru că nu mă pot abține să nu te întreb dacă putem identifica în istoria României niște episoade în care extratereștii s-au implicat în istoria poporului nostru. Deci, dacă știi de conducători din vechime, eu știu, domnitori, regi, care erau conștienți de viața extraterestră. O să lăsăm povestea cu spațiul României ca să dedicăm poate o emisiune. Nu? Da. Așa, ca să fie complet și cu ce am mai aflat eu după aceea, după 90. Puține informații, dar poate le reușesc eu să le pun așa cap la cap și să mai găsesc detalii și atunci facem o emisiune care să fie legată ca să aibă coerență. Ceea ce știu eu este că pe timpul împăratului Constantin cel Mare, el și-a dat seama că nu poate avea succes în conducerea Imperiului decât distrugând cultele, societățile inițiatice, atenție, în care nu aveai acces decât după ani de ucenicie. Un conducător de stat și mai ales de imperiu își dorește să știe ce pun la cale diferite grupări. Când ai grupări în care nu poți să intri, poți să intri, dar n-ajungi la cel mai înalt nivel și trebuie să aștepți 7, 10, 14 ani ca să ajungi în top, evident că nu mai ai răbdare, nu poți, n-ai timpul ăsta. Și atunci ce faci? Identifici pe membrii acelui cult și încerci să-l ras cu totul ca să nu-ți mai stea în cale, că cine știe ce conspirații pun la cale. Sigur, el a preferat cultul creștin. Cultul creștin este deschis, prelații îl susțineau și din nou biserică stat îl vedem și în ziua de astăzi. Ce știu eu din niște documente pe care mi-au parvenit de la cineva, un istoric renumit, dar care nu vrea să se implice absolut deloc în povestea asta, deși culmea are foarte multe materiale, nici nu prea vrea să dea materialele. L-am rugat că le fac eu publice, dar așa, dar nu mai insistăm. Mi-a arătat acolo că au existat două culte pe timpul lui Constantin cel Mare care aveau în totalitate legătură cu ființe extraterestre. Se pomenește în document exact de asta. Erau niște documente vechi. El pur și simplu le-a ras, împăratul Constantin, aceste două culte. Dacă acele documente pe care le-am văzut sunt autentice și dacă e așa, are credibilitate povestea prin prisma faptului că un conducător își dorește să conducă și să nu aibă piedici.
Și mai știu un caz foarte interesant. Prin 1560, din spațiul actual al Marii Britanii, când regina Elisabeta I și John Dee, care era om de știință, magician, spion și multe altele, prin comunicări spiritiste, că ei aveau un anumit grup, au aflat anumite lucruri foarte interesante. Și se pare că din acele discuții mediumnistice, spiritiste, cum or fi fost ele, s-a ajuns să se creeze întreaga opera lui Shakespeare și dorința era să învețe pe englezi un nou limbaj și o anumită terminologie ca să poată reînvia Atlantida pe teritoriul actual al Statelor Unite. Și mai sunt multe exemple legate de John Dee, care se pare că era un spirit destul de luminat pentru anii 1500 și era implicat în foarte multe chestiuni de astea ezoterice și extraterestre. Știu de la un scoțian care a vizitat România și era foarte pasionat de, cum îi spune, fel de fel de construcții megalitice și așa mai departe. Și el mi-a povestit prima dată de John Dee. Spunea că nici ai lor acolo nu prea știu de aceste lucruri. O fi sau nu o fi așa, deci cam astea două exemple le-aș avea, unde am văzut ceva, niște documente cât de cât care să fie autentice, să spun. Cam aici ar fi exemple. Da, timpul curge. Mai avem câteva minute. O să te întreb, am constatat din spusele tale că ai avut o colaborare cu FREE sau în engleză Free, nu știu, organizație, o anumită organizație, dacă vrei să ne povestești despre acest da. Lucru. FREE este o organizație înființată de Dr. Edgar Mitchell. Este fundația de cercetare a contactelor extraterestre. Această fundație a fost pusă la cale de 4 persoane. Dr. Edgar Mitchell, Apollo 14, astronaut în misiunea Apollo 14, Dr. Rudy Shield, profesor emerit de astrofizică la Universitatea Harvard, cercetătoarea Mary Rodwell din Australia, care are multe studii referitoare la copiii care au avut experiențe cu extraterestri și ce mesaje transmit, și un avocat, un experiencer, deci care a avut experiențe personale, Ray Hernandez. Acum vreau să spun câteva cuvinte despre Dr. Edgar Mitchell. El face parte din acei ei de care noi discutam săptămâna trecută. A fost un astronaut în misiunea Apollo 14, cum am spus, al șaselea om care a pășit pe lună, a petrecut 9 ore pe acest satelit în apropiere de Framauro Highlands, munții Framauro. Acum, am spus că am vizitat un muzeu în Chantilly, în Virginia, am mai vizitat încă un muzeu în Washington DC, e muzeul lor național de aerospațial. Și acolo am văzut iarăși niște lucruri interesante expuse, un compartiment, un spațiu de pe portavion, că tot pomenisem noi ceva de portavioane data trecută, și modulul lunar LM2, cu ajutorul cărora astronauții au aselenizat. LM2 ăsta e făcut din două componente, una care te ajută să aselenizezi, deci pentru etapa de coborâre, și după ce și-au îndeplinit misiunea, ei se urcă în acest modul în partea superioară și are o componentă de ascensiune ca să ajungă înapoi la modulul de comandă. El a coborât pe lună, Edgar Mitchell, a văzut anumite lucruri acolo și le-a și comunicat într-un cerc mai restrâns. Atenție, el nu putea să vorbească foarte multe pentru că semnase niște jurăminte, era și militar și așa mai departe. Nu putea, era urmărit peste tot. Omul și-a dat seama de acest lucru, dar nici nu putea păstra anumite secrete. A înființat această fundație mai spre sfârșitul vieții,
cu gândul de a aduna, de a face o bază de date foarte importantă despre experiențe deosebite, supranaturale, paranormale, cu diferite ființe. Nu contează îngeri, extraterestri, vise profetice și așa mai departe. Deci toată gama. Și ce au spus ei? Creăm această bază de date, le-o punem la dispoziție cercetătorilor, psihologi, psihiatri, astronomi, astrofizicieni din toate domeniile, să vadă dacă sunt diferite pattern-uri, se repetă ceva, au loc anumite fenomene, pot trage niște concluzii din ce spun oamenii de acolo. Deci asta a fost și este scopul acestei fundații non-profit FRIE, Dr. Edgar Mitchell, nu mai e de mult printre noi, dar îi se continuă munca. Acum, e un chestionar la care prima parte, la care sunt invitați cei doritori și din România, din toată lumea, practic. Dacă reprezentanții FRI, după ce citesc ce ați completat la prima parte a chestionarilor, cred că experiența noastră e suficient de interesantă pentru studiile lor, atunci vă invită pentru partea a doua și a treia. Da, eu am participat și eu la acest studiu, toate trei părți. Și în plus, am mai colaborat și cu Michael Harrell, el fiind un apropiat al acestei fundații, FRIE, și m-a rugat să facem un interviu în care să descriu una din experiențele mele, pentru că el realiza o suită video, un fel de interviuri Lucian cu cei care au avut asemenea experiențe, ca parte a unui proiect mai mare, The Disclosure Give Project My Experience with Non-Human Intelligence, se numește proiectul, adică ar fi experiențele cu inteligențe non-umane, proiect deci care pleacă al acestei fundații. Deci totul este făcut pentru a avea o bază de date pentru cercetători. Și periodic se publică lucrări foarte serioase despre aceste fenomene. Pentru că a fost neglijate mult timp și atunci unii au spus că nu mai putem neglija, nu mai avem ce cerceta clasic, trebuie să le cercetăm și pe acestea. Hai să vedem dacă avem participanți. E închis microfonul, Lucian. Ar mai fi totuși câte ceva de întrebat. Dacă cei care, deci participanții direct la proiecte secrete, care au făcut dezvăluiri individuale, adică fără acordul autorităților în subordinea cărora se aflau, dacă au avut curajul acesta și dacă au pățit ceva din cauza dezvăluirilor făcute. Pentru că totuși tema noastră se numește cenzură, secrete și dezvăluiri. Da, desigur. Întrebarea e de fapt o continuare a cele adresate în prima emisiune când am răspuns cum se intră în aceste organizații. Dar lucrurile nu sunt simple, deoarece fiecare persoană care lucrează acolo, în engleză trebuie să fac precizarea, nu sunt proiecte secrete, se numește Black Projects, proiecte negre. Negre. Și da, sunt finanțate de Black Budget. Poate o să avem timp cândva să discutăm și despre asta. Ei semnează niște acorduri de confidențialitate și dacă le încalcă, pierd unele drepturi civile, sociale, salarii, pensii, nu mai au dreptul să voteze, pot face pușcărie sau chiar pot fi condamnați la moarte. Lumea nu știe acest aspect. Dar retorsiunile nu se aplică numai asupra lor, ci și asupra familiilor, cunoscuților, rudelor și așa mai departe, prietenilor. Că tu poate îți asumi anumite lucruri, dar nu îți poți asuma pentru cei apropiați. La un moment dat, e foarte important acest lucru, a existat o mișcare formată din whistleblowers, că așa se cheamă, așa se numesc în engleză, cei care vin și, cum s-ar traduce, cel care suflă în fluier, adică dă semnalul, trage un semnal de alarmă, cei care fac dezvăluiri. Și s-au grupat în jurul unui proiect denumit The Disclosure Project, proiectul de dezvăluiri, să-i spunem. S-a făcut o lansare oficială a acestui proiect pe 9 mai 2001 la National Press Club în Washington DC. Deci au fost participanți acolo peste 20 de martori militari, de informații, agenți guvernamentali, corporativi, științifici, membri ai Congresului Statelor Unite. Cum să spun? Practic lume bună. S-au prezentat la acest National Press Club din Washington DC și au stabilit realitatea OZN-urilor și a vehiculelor extraterestre, a formelor de viață extraterestre
și a tehnologiilor avansate de energie și propulsie rezultate. Ponderea acestei mărturii de primă mână, împreună cu documentație, atenție, guvernamentală și alte dovezi, când spun alte dovezi, probe materiale, da, stabilesc fără nicio îndoială realitatea acestor fenomene. Toți cei care au făcut atunci dezvăluire au participat și aveau grade mai mari, aveau funcții, de exemplu, grad de sergent, dar el avea nivel, nu știu cât, 27 de acces. Și acești oameni și-au asumat spre sfârșitul vieții, erau persoane, probabil în timp au trecut la cele veșnice mulți din ei, și-au asumat această responsabilitate. Cu trei din ei am discutat, au fost amenințați, unul din ei cred că și-a și pierdut viața. Pentru că avea foarte multe de spus, el trăia și într-o zonă mai, cum să spun, izolată din Statele Unite, cu speranța că va fi lăsat în pace. Nu mai avea pe nimeni mai apropiat, așa că nu se temea pentru alții, de aceea și-a făcut dezvăluiri. Culmea, Luciană, ăsta a fost un început extraordinar. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că mai mulți participanți martori erau foarte supărați, unii din ei au crescut în acele baze, nu aveau tată, nu aveau mamă, nu cunoșteau pe nimeni. Și au avut curajul să apară public și depună mărturii în fața unor judecători, atenți, și a unor notari, și să prezinte probe materiale. A mai fost după aceea încă un val de entuziasm și de dezvăluiri când a apărut un proiect, îl găsesc omuleții pe internet, care sunt interesați, Project Camelot se numește, inițiat de două persoane, o americană și un britanic, Kerry Cassidy și Brian, care au, ce au făcut? Ei practic erau niște amatori și au luat o cameră de asta de filmat, normală, și s-au dus să intervieveze diferiți whistleblower de-a lungul Statelor Unite. Și au avut o mulțime de filmuleți. Și până s-au trezit cei de la CIA, de la FBI, de la serviciile secrete, ei deja aveau acolo sute de ore de filmare. Și la început păreau așa oamenii poetici, naivi, știi, puneau întrebări de astea și s-au obținut atât de multe mărturii în 10-12 ani, că până la urmă cei de la YouTube le-au închis contul cu totul. Și acolo e o bază de date, Lucian, eu nu știu dacă ei au apucat să o salveze sau nu, cu nu sute de ore, mii de ore de filmare. A fost acel entuziasm. Și apoi diferite din mai multe țări, au văzut, văzând acele lucruri, au început și au venit din Statele Unite, foarte mulți după aceea, din Marea Britanie, din Franța, din Norvegia, din Germania, din Rusia, din China. Au apărut și au făcut filmulețe, au prezentat dovezi, au spus cine sunt, au putut fi identificați că persoane serioase cu studii, că au participat la aceste proiecte secrete în diferite zone ale lumii. Și s-au putut pune cap la cap diferite informații și s-a văzut cât de mare e această caracatiță a secretizărilor. Deci asta ar fi așa în mare, nu știu dacă am fost prea precis, dar sunt foarte multe informații pe care încerc să le condensez așa. Există organizații care se ocupă cu ufologia în lume? Există niște organizații care se ocupă, multe din ele au fost acaparate de serviciile secrete și aproape că și-au pierdut relevanța. Dar ceea ce vreau să spun acum, că n-am dat niciun exemplu din China. Și prin 1980, un șef al Academiei Chineze de Științe de Astronomie s-a gândit să înființeze două ramuri care țin de Academia Chineză de Științe Sociale, una care se referă la studiul vieții extraterestre și celălalt cu fenomene mai puțin cunoscute, paranormale, întâlnite, și au avut cam vreo 20.000 de membri. Tot în China și tot oficial și-au mai înființat niște organizații, dar tot care țin de diferite academii, dar atenție, Lucian, ei nu primesc în aceste organizații decât persoane cu studii superioare, care pe lângă licență mai au și cel puțin un master, dacă nu un doctorat. Că au considerat așa, am studiat lumea asta, deci tu trebuie să înțelegi ceva din lumea asta materială, să fii demonstrat ceva, ai mai multe facultăți, mai multe astea, ai făcut un master și acum te poți ocupa să studiezi și alte lucruri neconvenționale. Dacă nu le-ai înțeles pe astea pământești, n-ai ce căuta, că lucrurile serioase și necesită explicații științifice. Și la ei nu, deci nu se intră în universități de stat, atenție,
care se ocupă cu lucrurile astea. Am vrut eu să mai adaug că mi se părea cam nedrept. Am discutat Statele Unite, Rusia, nimic de China. Și sigur că mai sunt și alte organizații. Avem și în România două, RUFON, Romanian UFO Network, dar am senzația că de vreo 3-4 ani sau chiar mai mult n-am mai publicat nimic. Și mai este o organizație ceva mai bine cunoscută în România, eu nu am legătură cu ei, ASFAN, Asociația pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate, și operează cumva din 1998. Și spune că cercetează, analizează, cataloghează informații despre obiectele zburătoare neidentificate, fenomenele asociate, implicațiile sociale, studii, dar bineînțeles tot pe cheltuială proprie. Acum e foarte greu, Lucian, să studiezi aceste fenomene fără să ai susținere financiară. Că doar ca să pândești cerul, ca să spun așa, și niște stele, îți trebuie un telescop, îți trebuie o aparatură pe timp de noapte, trebuie să ai echipament de înregistrare, senzori și așa mai departe. Ori asta presupune ore și ore de observații. Ca să mă refer la fenomenul ufologic, așa cum ai spus tu, că mi-au spus niște colegi cunoscuți de la școală, uite, ți-a scris acolo Lucian că ufolog. Și au râs vreo două zile de mine. Și zic, stați un pic, ufolog se referă la cel care studiază obiectele zburătoare neidentificate. Zic, ține și un pic de parte de publicitate, dar vreau să explicăm ceva apropo de ufolog. Ufologia se cam a decedat, Lucian. De ce? Dacă luăm strict denumirea obiect zburător neidentificat, ele au fost identificate toate. Știm care sunt avioanele românilor, ale chinezilor, americanilor și mai departe. Știm ce aparatură de zbor și ce avioane secrete, din proiectele secrete au toți din toată lumea, Franța, Germania, SUA, China și așa mai departe. Și știm și cum arată tipurile de nave de la 5 civilizații extraterestre. Deci sunt identificate. Știm propulsie, caracteristici de zbor, forme, unde se duc ei, ce proiecte au. Deci nu ne mai interesează chestia asta. Sunt în proiectele astea secrete, oamenii nu știu dacă au văzut, e acel triunghi negru care apare sub forma unui OZN, dar nu OZN, este TR linioară 3B. Ăla este rezultatul direct al cercetării din proiectele secrete care au văzut OZN-uri și au făcut și ei. Și are aceleași caracteristici de zbor. Deci dacă vedeți, dragi urmăritori ai postului Radio AS, un triunghi negru cu vârfurile rotunjite, ăla cu trei luminițe așa la fiecare vârf, ăla nu e OZN, e TTR linioară 3B, îl găsiți și pe internet, este și schema și cum principiul de funcționare și așa mai departe. Și foarte bine cunoscut, prima dată l-au scos ăștia de la proiectele secrete și l-au arătat belgenilor timp de câteva luni. Și amiralul lor de acolo, care era și șeful armatei, a fost înnebunit. S-a făcut vâlvă în presa belgeană în 1990. Uitați, cercetați-vă, dar ei nu vedeau niciun OZN, erau aparatele astea. Și după aia au justificat aici că, domnule, am vrut să vedem capacitatea NATO de a răspunde. Capacitatea NATO de a răspunde e zero. Că nu poți să folosești un avion de vânătoare F-16, te compari cu o navă de zbor care aici apare și după aia a dispărut. Da, da. Am încercat, Lucian, ai văzut, să înghesui cât mai multe informații într-un timp cât mai scurt. Cea din ultima întrebare pe ziua de astăzi, o să încerc să încheiem așa apoteotic, bine, cu ghilimele de rigoare, și o să te întreb, Silviu, dacă este ceva în momentul de față care ar trebui să ne sperie mai mult decât orice altceva. Păi hai să plecăm tot de la declarațiile lui Von Braun și mărturisirile făcute către Carol Rosen, că erau 4 puncte acolo în planul inițial. Și spuneau așa: războiul stelelor, înarmarea spațiului, deci terorismul. Cu terorismul am văzut noi că s-a cam terminat, da? că am fugit din Afganistan. Și degeaba spunea Bush senior, Bush junior și așa mai departe, New World Order, cu Bush, cu Cheney, cu Rumsfeld, și Tony se repeta The New World Order, dar a început de la Reagan de fapt, că lumea s-a cam plictisit de New World Order și trebuie să vină altceva. Cu teroriștii deci am terminat și n-am început cu pandemia.
că trebuie să-i afecteze pe fiecare din oamenii de rând, ca să fie atenți la mesajele celor de sus. Că altfel nu sunt atenți elevi în clasă până profesorul îmi dă un test. Da? Nu sunt toți atenți. Și atunci le dăm un test. Că toată povestea pornește cu niște finanțări din Statele Unite pentru China, care, ce să vezi, în 2019 scoate ce scoate pe piață. Și ni chinești, ni bate în cap și acum. După ce principiu de fapt se acționează aici? Acțiune, reacțiune. Da? Teza, antiteză și sinteză. Că nu e nimic nou. Hegel ne-a explicat. Teza, antiteză, sinteză. Creăm o problemă, oferim o soluție, lumea e nemulțumită și după aia venim noi cu altceva mai bun. Deocamdată ne zbatem cu război economic și cu pandemia. Mai vedem noi acum cu vremea ce mai facem și dacă tot nu acceptă lumea așa de bunăvoie guvernul ăsta, mai avem niște aturi cu așa zisa invazie. Dar până atunci mai avem. Că planurile un pic s-au mai schimbat, adică au mai fost adăugate niște etape și s-au mai nuanțat. Ce putem face noi e să fim în stare conștientă, nu adormiți. Că prea multe arme așa nu avem și nu mai ține nici cu revoluții, nici cu proteste, memorii și așa mai departe. Și dacă avem sinceritate față de noi și nu mai suntem ipocriți, că asta e marea problemă a societății, nu numai cea românească, toate. Că una spunem, alta gândim, altceva simțim și altceva facem. Și în momentul când ieșim din bucla asta, atunci suntem ființe umane, în adevăratul sens al cuvântului. Dacă un număr foarte mare de oameni se comportă așa, adică ce gândesc, simt, spun și sunt în acord și cu faptele lor, lucrurile se schimbă. Căpătăm, ce spuneam eu, acea conștiință a unei societăți globale. Ne dăm seama că facem parte dintr-un întreg și acționăm altfel. Nu cu o dictatură impusă de cineva din afară, care să ne vadă doar ca pe niște pion de sacrificiu, pe o tablă de șah. Asta ar fi mesajul. Deci noi putem face ceva concret și asta are de fapt legătură cu ceea ce vom experia noi. E diferența între a experia și a experimenta. A experimenta când legăm acolo niște cabluri, vedem, noi facem un experiment la fizică, la chimie. A experia când trăim. Cuvântul nu e încetățenit încă în limba română, că experiencer, din engleză ăsta e sensul, de a experia, a trăi ceva. Poți să am o revelație, o contemplație, meditație, o dezvăluire, o comunicare cu altcineva. Apropo, toți creatorii, poeții, inventatorii, scriitorii și așa mai departe, ei nu-și dezvăluie muzele. De fapt, ei sunt o comunicare astrală, să-i spunem noi, mai așa că suntem pe finalul emisiunii. Dar ei au această comunicare, sinceri cu ei înșiși și pot avea această comunicare. Când nu ești sincer cu tine, ești ipocrit, atunci ființa umană, practic ușor, ușor, se dezmembrează, dar nu dezmembrare exterioară. Există așa niște conflicte interne care nu te lasă să te aduni. Și noi trebuie să ne adunăm și asta e ce avem de făcut. Dar dacă nu facem lucrul ăsta și rămânem în această stare adormită, băieții ăștia veseli pe care noi i-am numit ei își pot implementa absolut orice. Că nimeni nu o să mai spună nimic. Nimic. De frică, de pierderea avantajelor și așa mai departe. Și am văzut în societatea românească, nu dăm noi acum exemple, suntem la finalul emisiunii, când oamenii chiar nu mai spun nimic, 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 pe o grămadă de subiecte. Și te întreb ce se întâmplă. Că oamenii totuși au informații, au capacitatea de discernământ, de analiză. Că nu-i doar frică. Că e pandemia așa și e pandemia de frică indusă de mass media. Și asta e marea problemă, că îi afectează și pe cei mici. Pandemia de frică. Mai mult decât cealaltă, da? Și noi prin emisiunea asta, Lucian, ca să dezvăluim un pic și din bucătăria noastră internă, ne-am propus să o facem cumva și educativă, fiind noi amândoi profesori. Adică cine urmărește emisiunea să aibă și ceva de învățat, să înțeleagă că există speranță, dar trebuie să se implice cu ceva. Eu am făcut niște dezvăluiri. Altcineva mai vine cu descrie o experiență. Altcineva vine și spune că nu-i corect ce a declarat X oficialul ăla, pentru că el a greșit aici și aici. Și dacă toți facem ce putem, da, la locul unde ne aflăm, lucrurile se pot mișca.
Silviu, îți mulțumesc, pentru participarea la a doua emisiune a noastră, pe care o realizăm împreună. Până săptămâna viitoare, dragii mei, vă spun la revedere. Interviul de astăzi se oprește aici. Rămâneți în continuare cât puteți cu emisiunile Radio AS Suceava. Ascultați-ne pe stradă, în mașină, la serviciu, dacă vă permite timpul, și oriunde v-ați afla, pentru că noi încercăm să realizăm altfel de emisiuni. Sunt Lucian Dimitriu și până data viitoare, numai bine! La revedere!